Leonardo da Vinci. Cel mai de seamă reprezentant al renașterii italiene din perioada de apogeu a acesteia poate fi pe drept cuvânt considerat Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, anatomist, geolog, cartograf, botanist și scriitor. Da Vinci este considerat cel mai mare inginer al tuturor timpurilor și cel mai important geniu din istoria omenirii. Era dislexic, ambidextru și capabil să scrie cu o mână și să deseneze cu cealaltă, în sensuri diferite, în același timp. Geniul său creator și spiritul său inventiv și-au pus amprenta asupra epocii, fiind considerat arhetipul omului renascentist, un spirit animat de o curiozitate nemai întâlnită până atunci, animat de o imaginație fără precedent în istorie. Leonardo da Vinci este considerat unul dintre marii inovatori ai picturii și unul dintre cei mai mari pictori din istorie. Portretul Lisei Gherardini, soția lui Francesco del Giocondo, cunoscut sub numele de Mona Lisa, numele este de fapt Mona Lisa sau La Gioconda, aflat în colecția Muzeului Louvre începând cu anul 1797, este poate cel mai cunoscut portret realizat vreodată. Fresca intitulată Cina cea de taină, din refectoriul Mănăstirii Dominicane Santa Maria delle Grazie din Milano, este cea mai cunoscută imagine religioasă a tuturor timpurilor. De asemenea, Omul Vitruvian, un desen din anul 1490, însoțit de comentarii asupra operei arhitectului Vitruvius, este o imagine iconică, un adevărat simbol al renașterii. Cele câteva lucrări de pictură rămase în urma sa, împreună cu desenele și caietele sale de note științifice, constituie o contribuție de inestimabilă valoare pentru cultura umană, pentru artă și știință, rivalizând doar cu opera altui mare contemporan al său, Michelangelo Buonarroti. Spirit universalist și inventator înnăscut, Leonardo da Vinci a conceput mașini de zburat, un tank, o mașină de socotit și multe altele. Puține din invențiile sale au putut fi puse în practică în cursul vieții sale. A făcut de asemenea mari descoperiri în domeniul anatomiei, ingineriei civile, opticii și hidrodinamicii, care, deși nu le-a publicat, au fost aplicate ulterior, influențând în mod categoric progresul științific. Leonardo da Vinci s-a născut în data de 15 aprilie 1452, pe stil vechi, pe stil nou 23 aprilie, la ora 3 noaptea, nașterea sa fiind consemnată în jurnalul lui Ser Antonio, bunicul patern, în orășelul Vinci din Toscana, pe valea inferioară a râului Arno, localitate aflată sub jurisdicția Republicii Florența, conduse de familia Medici. A fost fiul nelegitim al lui Messer Piero Frosino di Antonio da Vinci, un bogat notar florentin. Mama sa, Caterina, era țărancă. Se cunosc extrem de puține lucruri despre copilăria sa. Primii 5 ani din viață i-a petrecut alături de mama sa în cătunul Anchiano, după care, începând cu anul 1457, a trăit în casa tatălui său, alături de acesta, un unchi, Francesco, și bunicii paterni, în micul oraș Vinci. Leonardo a primit o educație normală pentru copiii din familiile înstărite de atunci, scris, citit, latină, geometrie și matematică. Primii ani din viața artistului au stârnit numeroase controverse pentru biografii săi, fiind subiect de legendă. Giorgio Vasari, pictor și biograf al lui Leonardo da Vinci, povestește cum un țăran din vecinătate și-a confecționat un scut, apoi i-a cerut tânărului da Vinci să picteze ceva pe fața acestuia. Leonardo ar fi pictat un monstru ce scotea foc pe nări, care avea un aspect atât de înfricoșător, încât Ser Piero, tatăl băiatului, impresionat de talentul lui Leonardo,
ar fi arătat scutul unui negustor de artă florentin, care l-a cumpărat imediat, vânzându-l mai apoi ducelui de Milano. Pentru a-l răsplăti pe țăran, Ser Piero ar fi cumpărat alt scut, decorat cu o inimă străpunsă de o săgeată, pe care l-a dat acestuia. Nu putem ști cât de adevărată este această istorie. Cert este însă că un desen al lui Leonardo da Vinci din aceeași perioadă dovedește un talent și o predispoziție pentru perfecțiunea detaliului ieșite din comun. În 1466, pe când avea 14 ani, Leonardo a devenit ucenicul artistului Andrea di Cione, cunoscut sub numele de Verrocchio, al cărui atelier era renumit în toată Florența. În atelierul lui Verrocchio lucrau și alți ucenici, care vor deveni ulteriori faimoși, precum Domenico Ghirlandaio, Perugino, Botticelli și Lorenzo di Credi. Au urmat ani de studiu intens, Leonardo da Vinci fiind deprins cu tehnicile desenului, modelării artistice, cu tehnicile picturii în ulei și tempera, căpătând cunoștințele de bază necesare unui artist, fiind totodată inițiat în tainele metalurgiei și prelucrării metalelor, chimiei, mecanicii și tâmplăriei. În 1472, după 6 ani de studiu și muncă susținută, Leonardo da Vinci, acum în vârstă de 20 de ani, s-a calificat maestru, fiind admis în Gilda Sfântul Luca, Gilda Artiștilor și Doctorilor. Deși tatăl său i-a oferit posibilitatea să aibă propriul atelier, era atât de atașat de cel ce-i fusese profesor, încât a continuat colaborarea cu acesta. În 1478, Leonardo da Vinci părăsește atelierul lui Verrocchio, dar și casa părintească. Un anume Anonimo Gadiano afirmă că în 1480 Leonardo da Vinci locuia în palatul familiei Medici și că lucra în grădina pieței San Marco, care găzduia un fel de academie de artiști, poeți și filozofi, înființată și finanțată de aceeași familie. În ianuarie 1478 a primit deja prima comandă în calitate de artist independent, pictura unei bucăți din altarul capelei Sfântul Bernard din Palazzo Vecchio, urmată de a doua, în martie 1481, Adorația Magilor, pentru călugării de la San Donato a Scopetto. Niciuna din comenzi nu a fost finalizată, cea de-a doua fiind abandonată datorită plecării artistului la Milano. Vasari povestește că Leonardo ar fi fost extrem de talentat ca muzician. În 1482, acesta ar fi realizat o liră din argint cu corpul de forma unui cap de cal și că Lorenzo de Medici l-ar fi trimis la Milano pentru a dărui această liră ducelui de Milano, Ludovico Sforza, cu scopul de a întări legăturile cu acesta. Cu această ocazie, Leonardo da Vinci a compus o scrisoare, citată adesea, adresată ducelui Sforza, prin care îl informa despre aptitudinile sale inginerești și artistice. Artistul a petrecut la Milano următorii 17 ani, din 1482 până în 1499. Printre primele lucrări importante care i-au fost comandate, se remarcă pictura Fecioara pe stânci, pentru Confreria Imaculatei Concepții, și fresca intitulată Cina cea de taină, pentru Mănăstirea Sfânta Maria delle Grazie. În primăvara lui 1485, Leonardo da Vinci a călătorit în regatul Ungariei, trimis de Sforza la principele Matei Corvin. Se presupune că ar fi pictat pentru acesta un tablou intitulat Sfânta Familie, căruia i s-a pierdut urma. Între 1493 și 1495, în notele de socoteli zilnice ale artistului, apare o femeie cu numele de Caterina. Atunci când aceasta a murit, în 1495, lista cheltuielilor de înmormântare sugerează că ar fi vorba despre mama sa. Leonardo da Vinci s-a implicat în multe proiecte pentru ducele Sforza, incluzând crearea de care alegorice pentru diverse ocazii festive, proiectul domului catedralei din Milano
și modelul unei uriașe statui ecvestre a lui Francesco Sforza, predecesorul ducelui Ludovico. În vederea realizării acestei statui nemaivăzute, au fost procurate 70 de tone de bronz. Monumentul a rămas neterminat timp de mai mulți ani, o chestiune deja obișnuită pentru Leonardo. Modelul de lut al imensei statui a fost terminat în 1492. El depășea ca proporții singurele două mari statui ecvestre ale Renașterii, statuia lui Gattamelata din Padova, realizată de Donatello, și statuia lui Bartolomeo Colleoni din Veneția, realizată de Verrocchio. În noiembrie 1494, bronzul destinat statuii a fost utilizat pentru confecționarea de tunuri, care să apere orașul de invazia regelui Carol al VIII-lea al Franței. La începutul celui de-al doilea război italian, în 1499, trupele invadatoare franceze au luat la țintă modelul uriaș din lut al imensei statui. Odată ce Sforța a fost răsturnat de la putere, Leonardo da Vinci, împreună cu Salai, asistentul său, și cu unul din prieteni, matematicianul Luca Pacioli, au fost nevoiți să fugă din Milano la Veneția, unde a fost angajat ca arhitect militar și inginer pentru a dezvolta sistemul de apărare al orașului contra unui atac naval. În anul 1500, Leonardo da Vinci se întoarce la Florența, unde el și tovarășii săi au fost oaspeții călugărilor de la mănăstirea Santissima Annunziata, care le-au oferit posibilitatea organizării unui atelier de lucru, unde, conform spuselor lui Vasari, Leonardo a creat macheta Fecioarei cu pruncul și Sfânta Ana și Sfântul Ioan Botezătorul, o lucrare care a stârnit atâta admirație, încât bărbați și femei, tineri și bătrâni, s-au perindat prin fața ei ca la o mare sărbătoare. În anul 1502, Leonardo se află la Cesena, în serviciul lui Cesare Borgia, fiul papei Alexandru al VI-lea, în calitate de arhitect militar și inginer, călătorind de-a lungul și de-a latul Italiei, împreună cu patronul și protectorul său. În această calitate, Leonardo a creat mai multe hărți și planuri. Hărțile erau ceva extrem de rar în acea epocă, iar cele realizate de Leonardo par avea o nouă concepție. Printre hărțile realizate atunci, se remarcă cea a Văii Chiana, menită să ofere patronului său o imagine de ansamblu asupra teritoriului și pozițiilor fortificate. Harta a fost realizată în strânsă legătură cu alt proiect al său, un baraj înspre mare în Florența, pentru a susține alimentarea cu apă a orașului. Artistul a revenit la Florența în 18 octombrie 1503, unde, în următorii 2 ani, a desenat și a pictat o frescă intitulată Bătălia de la Anghiari, lucrare comandată de Signorie, în paralel cu altă frescă, Bătălia de la Cascina, realizată de Michelangelo. Amândouă lucrările s-au pierdut. În 1504, Da Vinci a făcut parte din comitetul pentru amplasarea statuii David al lui Michelangelo, contrar voinței autorului. În 1506 s-a întors la Milano, împreună cu mulți din ucenicii săi, printre care Bernardino Luini, Giovanni Antonio Boltraffio și Marco Dogione, ultimul fiind cunoscut pentru copiile sale după cina cea de taină. Din păcate, nu a putut sta prea mult timp la Milano, deoarece tatăl său a murit în 1504, trebuind să se întoarcă la Florența în 1507, pentru a rezolva problema moștenirii împreună cu frații săi. În 1508, Da Vinci se întoarce la Milano, unde locuiește în propria sa casă, situată aproape de Porta Orientale, în parohia Santa Babila. Din septembrie 1513 și până în anul 1516, în timpul papei Leon al X-lea, Leonardo a petrecut mult timp în Cortile del Belvedere, în Vatican, unde, în aceeași perioadă, lucra și pictorul Raffaello Santi, cunoscut sub numele de Rafael. În octombrie 1515, regele Francisc I al Franței
a recapturat orașul Milano. Un an mai târziu a intrat în serviciul lui Francisc I, sub înalta protecție a acestuia, fiindu-i dată o locuință în Clos Lucé, azi devenită muzeu, lângă reședința regală Château d'Amboise. Aici și-a petrecut ultimii ani din viață, însoțit de ucenicul său, contele Francesco Melzi, având alocată o pensie de 10.000 de scuzi italieni. Leonardo da Vinci s-a stins din viață la Clos Lucé în 2 mai 1519. În ultimii ani, regele Francisc I și Leonardo deveniseră prieteni apropiați. Giorgio Vasari povestește că regele l-ar fi ținut de mână până în ultima clipă. Această istorie, foarte dragă francezilor, ilustrată de tabloul lui Jean-Auguste Dominique Ingres, pare a fi mai degrabă o legendă, dat fiindcă în aceeași zi, la Saint-Germain-en-Laye, Francisc I a emis un edict, în consecință nu putea fi la Clos Lucé. Alți cercetători au remarcat că edictul nu era semnat personal de rege. Vasari menționează că în ultimele zile, simțindu-și sfârșitul aproape, Leonardo a chemat un preot pentru a se spovedi și împărtăși. Conform dorinței sale, 60 de cercetători au însoțit cortegiul funerar. Fiecare dintre aceștia a fost răsplătit cu o sumă de bani stabilită în prealabil de Leonardo. Principalul moștenitor și executor testamentar al artistului a fost contele Melzi, care i-a fost alături până în ultima clipă. Lui i-au rămas picturile, desenele, biblioteca, uneltele și alte obiecte personale ale artistului, precum și o sumă de bani. Leonardo da Vinci a fost înmormântat în capela Saint-Hubert, a castelului Amboise. Se cunosc extrem de puține amănunte privind viața personală a lui Leonardo da Vinci, deși a lăsat în urmă sute de pagini de manuscrise. Nu există scrisori, scrieri poetice, jurnal personal sau memorii. Nicăieri în scrierile sale sau în cele ale contemporanilor săi, nu apare vreo informație care să indice vreun interes afectiv față de vreo persoană. În consecință, nu se poate stabili cu certitudine dacă a avut vreo relație afectivă sau, eventual, sexuală cu vreo persoană, bărbat sau femeie. Din contră, cei care l-au cunoscut vorbesc despre o existență aproape ascetică, dedicată trup și suflet artei și științei. Încă din timpul vieții, Leonardo da Vinci era atât de renumit, încât regele Franței îl considera un fel de trofeu, de comoară neprețuită a țării sale, declarând că avea să stea pe cheltuiala sa până la sfârșitul vieții. Leonardo era un perfecționist desăvârșit și ducea în suflet o neliniște continuă. Cele mai multe, dacă nu toate operele sale, au rămas neterminate. În timp ce lucra la o invenție sau la un tablou, îi veneau în minte alte și alte idei, astfel lăsa neterminat ce începea. Toate însemnările sale sunt scrise invers. Se pare că făcea acest lucru pentru a nu-i fi furate ideile. A dezvoltat atât de bine această tehnică, încât nu mai avea nevoie de oglindă pentru a scrie astfel. Leonardo era fascinat de corpul uman și de găsirea acelui loc din trup în care sălășluiește sufletul. A disecat multe cadavre, iar în urma acestor experimente a rezultat unul dintre cele mai faimoase desene ale sale, Omul Vitruvian. Leonardo a fost primul care a dat o explicație pentru faptul că cerul este albastru. Această aparență este determinată de felul în care se reflectă lumina soarelui în atmosfera Pământului. Da Vinci a dezvoltat noi tehnici de pictură și formule de vopsele. Din acest motiv, unele dintre operele sale s-au deteriorat mai repede decât ar fi trebuit. Este și cazul Cinei cea de taină, care a început să se dezintegreze aproape imediat ce a fost creată. În cazul frescei, artistul nu a urmat tehnica tradițională, totodată eficientă, a culorilor pe bază de apă, aplicate direct pe gips, ud, ci a folosit culori pe bază de ulei, pe o suprafață realizată în mare parte din gips, bitum și rășină. Opera s-a fărâmițat și cojit atât de mult, încât la un moment dat s-a crezut că nu mai poate fi salvată.
Mona Lisa este poate cea mai controversată pictură realizată de Leonardo da Vinci. S-au emis teorii conform cărora ar fi existat chiar două tablouri reprezentând-o pe aceasta. Tabloul este expus astăzi la Muzeul Louvre din Paris. Există multe speculații asupra identității personajului reprezentat în pictură, dar cei mai mulți istorici consideră că femeia ar fi Lisa Geraldini, soția lui Francesco del Giocondo, un comerciant din Florența. S-a spus despre portret că ar fi femeia ideală sau un bărbat deghizat în femeie, autoportretul artistului sau chiar iubitul acestuia, Gian Giacomo de Caprotti. S-au emis și teorii conform cărora portretul ar fi cel al unui androgin, jumătate femeie, jumătate bărbat, sau chiar chipul mamei artistului. În ciuda renumelui pe care și l-a câștigat cu precădere în secolul 20, în calitate de om de știință și inventator, timp de 4 secole după moartea sa, Leonardo da Vinci a rămas în conștiința colectivă drept unul dintre cei mai mari pictori. Deși numărul lucrărilor rămase în urma sa este extrem de redus în raport cu alți contemporani de-ai săi. Lucrările sale certe, ca și cele atribuite lui, au o valoare inestimabilă, iar ultimele care s-au vândut au atins prețuri fabuloase. Încă din timpul vieții sale, în anii 1490, Leonardo era descris ca un pictor divin, faima sa sporind cu trecerea anilor. Leonardo da Vinci rămâne în istoria picturii prin câteva lucrări care au fost remarcate încă din timpul vieții sale, datorită tehnicii inovatoare, perfecțiunii detaliilor, a celor anatomice în primul rând, apoi se remarcă iluminarea savantă, interesul său pentru fizionomie și pentru modul în care aceasta poate exprima emoții și sentimente, modul în care a utilizat corpul uman pentru compoziții figurative, coloristica inovatoare și subtilitatea gradată a tonurilor. Toate aceste calități pot fi recunoscute cu ușurință în lucrările sale cele mai cunoscute: Mona Lisa, Cina cea de taină și Fecioara pe stânci. Artist orgolios, conștient de talentul său, într-o proverbială rivalitate cu marele său contemporan Michelangelo Buonarroti, se afirmă că Da Vinci ar fi notat în caietele sale, cu un an înaintea morții, "Io continuerò", voi dăinui. Această afirmație, devenită o adevărată legendă urbană, nu se regăsește însă în notele sale. De altfel, singurele notițe păstrate din anul 1518 sunt câteva socoteli domestice care par să fi fost scrise de către unul din servitorii săi.